Angajații de la drumuri naționale intervin între Rânca și Obârșia Lutrului. Cât e ziua de lungă pe anumite porțiuni stratul de zăpadă? De pe marginea drumului are peste 4 metri înălțime. Traficul rămâne în continuare închis pe Transalpina pentru că pericolul de avalanșe și viscol încă nu a trecut. Anul trecut, din cauza vremii capricioase, pe această porțiune de drum la 2000 de metri altitudine s-a circulat după 1 iunie. În aceste condiții se circulă pe Transalpina. Pentru înlăturarea zăpezii de pe carosabil, drumarii intervin zilnic. Acționăm cu o volă, un încărcător frontal de mare capacitate, autofreza marca Fresia. Cu toate că este de o capacitate mai mică, dar se descurcă mai bine decât freza cea mare rusească, are un alt tip de melc în față și o auto utilitară cu lamă și răspânditor de material antiderapant. Acum am vorbit cu colegii de acolo, au ajuns undeva la kilometru 40, ca să înțelege, să știe mai unde era odată Concasor, unde e platoul drept, în zona aceea, ei sper acum spărgeau cu vola, că este zăpada foarte mare acolo, mai au cam 15-20 de metri de spart cu vola și după aceea vor intra iarăși cu freza, sperăm că astăzi să ajungem în vârfurdele. Chiar dacă munca drumarilor este vizibilă, iar utilajele de dezăpezire înaintează zilnic, traficul rămâne în continuare închis pe Transalpina, pentru că pericolul de avalanșe și viscol încă nu a trecut. În aceste condiții, încă nu se știe cu precizie dacă de Paște se va circula sau nu pe drumul Regelui. Anul trecut, din cauza vremii, pe această porțiune de drum la 2000 de metri altitudine, s-a circulat după 1 iunie.